am cerut în ultima ședință, după cum probabil au văzut cei ce au urmărit ședința online, o ședință tehnică vis-a-vis de PUG, Plan Urbanistic General, pe care îl consider lucru cel mai important pentru dezvoltarea orașului nostru. Am cerut o ședință tehnică între noi, consilierii, cei membri din Comisia de Urbanism, precum și specialiștii primăriei și nu numai, unde trebuia să discutăm cu cei care lucrează la acest punct detalii tehnice al acestui plan de urbanism. Și aici vreau să fac referire la spațiile de parcare, pentru că, așa cum vedeți, în Zalău e o problemă atât spațiul de parcare cât și, până la urmă, prețul unei parcări. E vorba de alternativele pe care le avem la bulevard, bulevardul fiind singurul mijloc de a intra în zona industrială, deci toată lumea din oraș coboară în bulevard, se deplasează spre zona industrială și mai nou spre zona comercială, și pentru asta trebuie să avem variante. De asemenea, trebuie să găsim inelul sau centura orașului care va lega atât cartierele cât și centrul orașului de centura orașului, precum și legăturile cu mult așteptată autostradă Transilvania, care mai repede sau mai târziu eu vreau să cred că se va construi. E important și acest lucru pentru că deschide oportunități de dezvoltare fantastice pentru Zalău și consider că asta ar trebui să fie o prioritate pentru guvern, cât și pentru Zalău, să dezvoltăm și să mergem în a obține și a porni la primele șantiere pentru Zalău. Că altfel nu vedem legătura cu Occidentul. E foarte important pentru multinaționale și nu numai de a avea un mijloc de transport rapid. Astăzi vedeți că cea mai importantă oarecum componenta unei economii este mijloacele de transport și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Cam asta mi-aș dori să găsesc într-o ședință tehnică, așa cum am spus, cu cei care construiesc planul urbanistic general și așa cum mi-a promis domnul primar și domnul viceprimar, vom avea în luna mai o ședință cu acești furnizori de servicii.